Rockla Tes, care ascultă și urmăresc proiectul ăsta cu videomaleabile în America. Eu am zis că aș le fac mai rar, blea, dar eu cam auzit am niște... Eu ne trimis niște pățani acolo, niște cadre de la concertul lui Carlos Dream și am ahuit ei de organizare și de cum a fost făcut vopșe intrare la oameni, cum a intrat de acolo cu securitatea și acolo, care a fost gruz mare. Și n-am putut, să mă abțin și trebuie să înregistrez ceva și trebuie să vă zic ceva. Și uite care e pricol încă. La voi de ieri a fost concertul ăsta, dar la mine încă e azi, получается. Dacă noi suntem așa în urmă cu 10 ceasuri, așa că voi de-amu sunteți în luni, dar eu încă sunt duminic și pohodă duminicul a fost concertul, îmi pare că. Așa că nu vă este sfejac, eu am spun acolo niște cadre, să încerc poate să editez așa, să bagă așa în drumul ăsta, să bagă și cadrele astea care au trimis pățanii acolo de la concert, de la intrare. Bă, e așa un bispredel de Doamne ferești. Cum e? Eu am anunțat că la 6 sunt șepi, că voi erau pățanii încă la 7 încă nu intras încă. Mă tem că a stat, mă tem cât acolo, 2 ceasuri jumate sunt care au stat în rând acolo. Și o trebuie să aștepți până la ora 11, îmi pare că, da, Sara? Până când Carlos Dream. Și bă, eu vă spun că, știi cum, dintr-o parte, artistul n-are nicio treabă cu organizarea, așa, pe bălșomul șot. De dânsul puțin depinde când merge vorba de organizarea concertelor, tot huneaua asta. Dar cine organizează acolo, cine face tot concertul ăsta la Teatru Șal de Vară, care a făcut, Doamne ferește, bă, și bespredel. Eu nu știu cum oamenii așa, bă, dar știi cine aduce aminte în ei? Eu că eu îți vă spun cineva aduce aminte și am deschid așa o taină, așa, într-un fel. Noi când trebuie să luăm vizele astea pentru America, cu green card-urile astea, cum? Noi când trebuie să ducem la ambasadă, stai să spun încă o dată, să nu mă bălbăi, ca să iei green card-ul, trebuie să duci la ambasada României, la București, ambasada Americii în București, da? De câte ori m-am bălbăit. Și ca să ajungi la București, trebuie să iei viză. Și vizele nu-ți dădeau acolo pe Izmaelsk, unde este amu, ambasada și e nouă. Dar acolo, prin centru, era una, acolo, pe stradă, pe lângă strada București era una. Adică nu ți-mi minte cum se numea strada aceea, nu unde era consulatul ăsta a României. Și ne ține minte bespredelul ăla de pe anii, vă zic eu, pe 2003, naverea, 2004, când trebuie să dorneai afară, că știu pățanii și dorneau afară, acolo erau babi care veneau cu copii și dorneau afară, pentru că știi care era sistema? Trebuie să scrie în listă și iei la fiecare ceas făceau apelul. Dacă nu erai la apel, i-a scoteau din listă. Și că apelul ăsta dura unde ori 20 de ceasuri undeva, 24 de ceasuri, care și tu trebuie și la fiecare oră trebuie să răspunzi. Nu puteai să trimiți pe cineva, pe altcineva în locul tău. Trebuie tu să răspunzi, căroce, la apel. Și scăcau și scășeau, blea, drept în curte acolo, la ambasadă, pentru că nu oferiu niciun fel de obicei, nimic. Era un bispredel de Doamne ferește. Și uite și cunea, și neujeli oamenii cei care au fost acolo și au organizat ambasada și aia mă organizează concertul lui Carlos Dream. Și cuneau asta, băi, pizdeți, eu mă uit. Tăti clipurile pe YouTube care m-au uitat în legătură cu concertul lui Carlos Dream, tăti huneau asta de așteptare în rând. Și chiar nu-ți putea de făcut așa să rămână o amintire plăcută. Mulți sunt mulți care au rămas impresionat pozitiv de concert, de performanța lor, da? Nu știu dacă este cuvânt, performance, da, lor. Vă cum au cântat și DJ-ii și parcă net normalna. Dar cum a fost tot organizat, a fost tare de pulă și mulți oameni au rămas nedovolni și foarte mulți au plecat mai devreme, după câte am aflat eu. Și îți vă pun numai decât filmele astea și ați vă uitat și voi și pe cum e și de la securitatea și în loc să dai drumul câte un om tot crasivă, frumos și el parcă fuma o țigară între a da drumul între un om și a doilea om parcă era un pericur, știi, trebuie să aștepți. Eu te înțeleg tot cuneau să-ți faci pentru pafă și pentru PR-ul ăsta și pentru agitație și ca oamenii să cișească și băi, îți vă spun vouă că haterii fac de două ori mai multă reclamă decât un om care e fan. Așa îți vă spun eu vouă, și că mulți hateri apar la diferite proiecte, da, parcursul vieții așa observ. Și îți dai seama că anumii îți aduc mai mult trafic decât acei care într-adevăr te susțin, știi? Asta așa un fel de notă din SEO-ul ăsta, dar lana, înapoi la porțele astea, băi, căruci gruz a fost. În loc să dai drum pe toate porțele, tot frumos, organizezi o intrare normală. Băi, civilizată, băi, să facă. Băi, spun, căruci, eu aici în America tot am avut o experiență foarte negativă, am avut. Cu organizarea, noi am fost la un club aici în Hollywood și nici nu știu, am fost la un club, spun ți-i că sunt între ghilimele să trebuie să notați puneau asta. Pentru că eu am stat în rând 2 ceasuri jumate și am plecat, prostă, n-am mai intrat în club și eu n-am mai știut, că n-am aflat cu mine înăuntru vopșe. Și griji și pricol, clubul era, ori era ziua independenței în Rusia, ori era ceva, vreo sărbătoare, tipul fel de Crăciun, ăsta ortodox, dar nu că catolicii sărbătoresc în alt timp, știi? Și ortodox și în altă zi și era un fel de sărbătoare așa specific pentru noi, ca pentru un fel. Și eu am vrut să văd niște fețe de-a noastră, că atunci eram eu așa vreo 2 ani în America, cred că.
și nu era doar așa de niște fețele a noastră și păi am văzut că erau și fețele în rând și am văzut fețele, rojele la intrare și am văzut că acolo trebuie să șez două ceasuri în rând. Noi vășe am venit foarte devreme, am apărut acolo și ăștia care au venit după noi vășe au adornit ai mătinc acolo. Și păcat e cu Carlos Dream tot așa și uite, au făcut biletele accesibile, așa ne-mi pare, ori eu nu știu, băi, voi de mai judecați, poate urât pentru asta. Dar ne-mi pare că 60 de lei, ori 90 de lei, cât era acolo biletul ăsta pentru intrare la un concert unde tu ai și Carlos Dream și ai acolo vreo 3 DJ acolo mai erau încă, da? Asta nu e rău ca tare, asta cât 7-8 baxuri, asta o pivă aici costă în America atâta. Și în Moldova cu 70-80 de lei, tot mai din vreo 3-4 beri băut și s-a dus rublă. Și o pachetă de țigări, dacă ție, văpșin, mă, pe două beri, mă, timp și pe pachetă de țigări să ajunge. Așa că nu a fost chiar rău de tăiat, așa, v-aș spune vouă. Dar e ca organizarea o lăsat de dorit, da, mi-e ferești și, băi, băi, voi care aveți acolo vreun glas undeva și cineva vă aude pe voi, dați natex, văd organizatorul ăștia, că asta a fost tâmpienie. Dar știți ce ne aduce încă aminte, încă, în afară de ambasada și de care ne aduce aminte, ne aduce aminte de, of, Doamne, titlurile de la noutățile de la ProTV, băi. Doamne ferește, cum ai să faci așa niște titluri? Cine face titlurile astea la ProTV? Și voi nu puteți să o dați afară pe cel care face titlurile astea? Cum în fiecare zi cineva moare, cineva aruncă un topor în cap, e cineva incredibil, e de ultimă oră, e remarcabil, e de Doamne ferește. Băi, copiii huneaua asta de la români, dar românii au copiat huneaua asta de la americani. Mă știi cum s-o prânit că telefonul stricat. Americanii au făcut pafas mult, cu hainele astea extra large, pentru că nu sunt needucat și nu-și dau seama cum își aleagă măsură la haină. Cum au ales românii, au copiat pafasul ăsta de la americani și am uitat că moldovenii mă uit ProTV-ul, ambasada și e cam organizarea asta la concertul ăsta a fost foarte dezamăgitoare. Deci să facem o pauză așa, poate muzicală, poate reclamă, să vedem și dacă ceva ne întoarcem înapoi cu o încheiere de amă. Things I don't understand. Sometimes I need to be alone. Trick don't kill my vibe. Trick don't kill my vibe. I can feel your energy from two planets away. I got my drink, I got my music. I won't share it, but today I'm feeling. Trick don't kill my vibe. 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 Look inside of my soul and you can find gold and maybe get rich. Бля, așa că eu vreau să vă zic vă așa în încheiere cu privire la tot concertul ăsta, cu organizarea asta, băi, pățanul e maladeț, ne pare așa din punctul meu de vedere și, vabșe, cu părerea mea, nu contează așa de mult în tema asta, da? Anume că organizarea asta, băi, să vă zic așa să folosesc vorbele poetului. Dă-te! Dă-te închis, da, mătie, băi, de organizare și tare sper că data viitoare, dacă se organizează așa o huniaș, dacă și un schadniac așa de 4-5 DJ-uri, poate cumva să facă așa ca oamenii să-ți participe și prezenți la concert și să vadă pe tăți la început până la sfârșit. Că eu am așa o padezrenie cu tăți care au tras un fum înainte de concert până au ajuns să intre înăuntru în sală așa, în teatru de vară. Apoi de mult au trecut pe hoduri, am la tăți, de-am erau pe atchadniac, de-am tăți. Și asta nu se face așa, băie, în lumea civilizată, eu mă gândesc și... Бля, я не знаю, и, короче, врут мут ворбы, чтобы на жюру ла тата тема останца, лишь ла тата эвенементу иста. Да, супернит ворба негатива, что, бля, не покати, у лес каля чей ушуары, что идя адуна лайкур, бля, а с фак агитации деста негатива, короче. Что стай груз. А шо кэбэй, во ва мут смеск мас аскултат, но я му фашем проект, есть там параллел между кого-то, нечто подкастуры, черкем, но и аудио, шо с фашем, но... Și așa vrea să mai cenzurați, poate așa într-un fel și așa că bine ăsta, puteți vă duci și acolo dacă vedeți ceva interesant. Dar, văbșe, la tăți, pașe, udașe și numai gine. We live in a world, we live in a world on two different axles. You live in a world, you live behind the mirror. I know what you said, the feeling, the feeling, emotions inferior. It's vital, I know you had to, this shit is vital, I know you had to die in a Păi просто am uitat să vă zic, dați знать, dacă ați văzut ceva interesant, ați găsit ceva interesant, dați знать la altcineva. Dacă n-ați găsit nimic interesant și v-a plăcut este, v-a rămas așa un fel de privcus spantovă în gură, apoi dă-mi знать și ați vedem ce se poate făcut, короче. Давай, пащу, дальше, на могиню отец, яру.